În Biblie găsim mulți oameni care au ratat, pierdut, distrus, risipit, irosit, nesocotit prima șansă. Însă tot în Biblie găsim un Dumnezeu care este iubitor, milos, îndurător, sfânt, iertător, bun și oferă a doua șansă. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Pe o nouă serie de mesaje, care se va intitula A doua șansă. În fiecare duminică, începând cu data de 20.01.2019, ora 10. Ce ai face dacă știi că ți se oferă a doua șansă?